Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, profesor universitar dr. Octavian Crețu, a prezentat un raport asupra stării instituției de învățământ, moment urmat de decernarea titlului de visiting profesor doamnei profesor universitar dr. Mariana Georgeta Roșca. Profesor universitar dr. Cristian Oancea, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, a decernat diplomele de excelență în cercetare. Îmi face foarte mare plăcere să accept sau să preiau titlul colegei mele, Cecilia Roșca, una dintre cele mai bune colaboratoare și din partea mea, una dintre cele mai serioase cercetătoare ale universității noastre. Este onoare pentru mine această recunoaștere a muncii. Sunt mândru că din partea Facultății de Stomatologie, de Medicină Dentară, acest premiu a ajuns la disciplina de chirurgie dento-alveolară. Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, tuturor colegilor cu care ținem și colaborăm și mi-aș dori ca pe viitor să avem aceeași colaborare, la fel de bună și la fel de minunată. Mulțumesc mult! Este o onoare pentru noi. Mă bucur din suflet că fac parte din Facultatea de Farmacie la disciplina de toxicologie, în Centrul de Cercetare Avansată Pharmtox, care este coordonat de domnul profesor Dehelean și care este principalul responsabil pentru ceea ce am făcut noi astăzi. Mulțumesc în primul rând pentru că am avut această posibilitate. Sigur, îi mulțumesc domnului rector că m-a sprijinit, dar nu numai pentru a oferi o diplomă, ci pentru a organiza, zic eu, destul de bine lucrurile la școala doctorală. Îi revine doamnei profesor universitar doctor Andreea Letiția Arsene, editor șef al revistei Farmacia și secretar al Societății de Științe Farmaceutice din România. Sunt convinsă că are și alte funcții, dar pentru mine acestea au contat în acest moment. Îi mulțumesc foarte mult și sper să ne susțină în continuare. Nu este alături de noi, cred că pregătește următorul număr al revistei. Vă mulțumesc din suflet pentru onoarea pe care am primit-o în urma colaborării fructuoase și îi mulțumesc, dragii mele prietene, doamna profesor Cristina Dehelean, îi mulțumesc pentru multe, îi mulțumesc pentru colaborare, îi mulțumesc pentru prietenie. Aceste premii, să le spunem, e pentru activitatea științifică care s-a, să spunem așa, s-a derulat în ultimul an de zile. Am considerat neapărat să ne premiem colegii cu această activitate științifică remarcabilă. Avem chiar inclusiv o noutate, un articol cu factor de impact aproape de 40, ceea ce pentru universitatea noastră este foarte onorabil și ne ridică în rankingul pe universitate mai sus. Este o muncă pe care dânsi o depun constant și am considerat să le facem și această surpriză plăcută prin care noi le recunoaștem munca. Să îi facem văzuți, să primească această bonificație, pentru că în spatele acestor articole se ascunde o muncă asiduă, se ascund nopți nedormite, se ascund prelucrări statistice de înaltă performanță și colective de cercetare. Practic e o încununare a muncilor, o muncă care trebuia să iasă la iveală. Un moment încărcat de semnificație a fost dezvelirea bustului marelui savant Victor Babeș, aflat în parcul de la intrarea în sediul universității, lucrare realizată de sculptorul Luigi Varga. Semnifică un restitutio ad integrum, ca să zic așa, o reparație morală care cred eu că e foarte binevenită, pentru că personalitatea lui Victor Babeș este extraordinară. Cred că nu avem în bagajul nostru național o personalitate științifică atât de pregnantă cum a fost Victor Babeș. A avut numeroase premii ale academiilor de științe medicale din Europa. Este singurul român care are 3 premii ale Academiei de Științe Medicale din Franța. Statuia aceasta a fost realizată de marele sculptor bănățean Luigi Varga,
Ea a fost amplasată în urmă cu 6-7 ani în interiorul universității, în curtea interioară a universității. Datorită unor probleme administrative, nu s-a putut obține la vremea respectivă autorizările de la Ministerul Culturii pentru amplasarea bustului în această locație. Astăzi, prin dezvelirea acestui monument aici, prin relocarea lui și dezvelirea acestui monument, stă în fața celui care a semnat decretul regal pentru înființarea universităților din Timișoara, regele Mihai, și cred eu că acești doi mari români, doi mari europeni, sunt cororalul acestei universități care în zilele acestea serbează evenimentul nostru științific și colegial. Manifestările au continuat cu o triplă lansare editorială a editurii Victor Babeș. Astăzi s-au lansat trei noi producții editoriale ale editurii Victor Babeș. Prima este o istorie a universității noastre, 4 volume, peste 1600 de pagini, premieră pentru universitatea noastră, realizare colectivă, coordonată de rectorul nostru, profesorul Grețu, și care cred că va avea impact major, ținând seama de faptul că este premieră și că cuprinde întreaga activitate a universității timp de 75 de ani. A doua este o carte a academicianului Pius Brânzeu intitulată Medicina în perspectiva vârstei a treia. A fost ultima carte scrisă de academicianul Pius Brânzeu în 1996. Am considerat că este foarte actuală. Am realizat-o în condiții grafice deosebite, ca un omagiu adus al acestui mare academician, profesor, chirurg și foarte bun manager al universității. A treia este un catalog al editurii Victor Babeș, editură care își prezintă realizările din 2008 până în prezent, 470 de volume pe hârtie și 170 în ediție electronică. Într-un clasament publicat de o revistă din Elveția, suntem situați pe locul 1 la aparițiile editoriale pe hârtie din România, dintre editurile universitare, și pe locul 3 la partea electronică. Avem o tipografie modernă, cu personal foarte calificat și cred că ne aducem o contribuție foarte importantă la procesul instructiv educativ din universitate și la imaginea universității noastre. Conferința Academiei de Științe Medicale, filiala Timișoara, a oferit ocazia participanților de a realiza interesante prezentări. Universitatea a acceptat o ședință a filialei Academiei de Științe Medicale și 3 ore de prezentări ale unor membri ai Academiei de Științe Medicale, filiala Timișoara. Surpriza mea a fost foarte plăcută pentru că inițial n-a fost un interes foarte mare pentru această manifestație și, de altfel, după știința mea, e prima oară când filiala Academiei este invitată și membrii Academiei, cei care mai sunt activi, desigur, au avut ocazia să-și prezinte realizările, să-și prezinte domeniile de activitate, lucru care mi s-a părut extrem de interesant. Vernisajul expoziției Incursiuni în istoria medicinei timișorene, care va putea fi vizitată până în data de 11 noiembrie, a avut loc la Muzeul Național al Banatului. În contextul acesta al proiectului cultural Zilele Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, pentru că anul acesta în premieră Zilele UMF au și componenta aceasta culturală de implicare serioasă în fenomenul cultural al comunității, o contribuție pe care vrem să o aducem pe comunitate, așa cum spune și logo-ul acestei ediții. Acest muzeu, această introspecție în istoria medicinii timișorene este unul dintre proiecte pe care îl inaugurăm în această seară. Am reușit să strângem nu puține documente vechi, obiecte, aparatură, echipamente, teste de laborator, care au făcut istoria medicinii timișorene, de la primele aparate, de exemplu primul ecograf care a apărut aici, primul aparat de radiologie și așa mai departe. Apoi avem pe panouri expuse extrase esențiale din cărțile de istorie a medicinii timișorene care au fost publicate recent, astfel că avem aici, de fapt, începutul unui proiect mai mare. Am strâns într-un interval relativ scurt toate aceste comori, spunem noi,
ale trecutului, din care ne tragem și noi și credem că în continuare, stimulați de acest eveniment, colegii noștri vor veni cu noi și noi elemente care totuși sunt de natură să arate ce maestri am avut, ce ștafetă importantă am preluat de la ei și totuși cât de multe lucruri s-au făcut într-una, două generații de profesioniști.